Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și să știți că toate sunt dulci, toate sunt vanilate, toate sunt delicioase. Am și unul nou despre care să povestim și vreau să vorbim și despre parfumurile pe care le-am testat în magazin, pentru că am fost să testez Devotion, eram foarte curioasă, foarte curioasă, trebuia neapărat să miros acel parfum, pentru că m-a cucerit în primul rând sticla lui și o să vă spun dacă m-am convins de la primul puf așa să îl iau sau nu acum, sau să-l las pe mai târziu, o să vă spun când ajungem și acolo, însă o să încep cu un parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută din colecție. Este acest Burberry Goddess, acest parfum vanilat. Lumea spune că nu persistă, că e simplu, că e boring, că e nașpa, dar mie îmi place extraordinar de mult și mă bucur de el și asta contează foarte mult. Să ne placă nouă ce purtăm și să nu ne lăsăm influențați de părerile altora. Mie îmi place foarte mult parfumul acesta, da, este o vanilie simplă, dacă pot să spun așa, însă mi se pare foarte nuanțată și mie asta îmi place la ea, că este, are așa nuanțe de lavandă, are nuanțe de cacao, este și un pic spicy, este dulce. E un parfum foarte frumos și mă bucur tare mult că este în colecția mea, o să-l port cu plăcere. Mai departe, am purtat acest Boucheron 4 Iconic, un parfum pe care îl iubesc. Îl iubesc. Este o tuberoză balsamică, cremoasă, o tuberoză puternică și impunătoare. Este un parfum și dulce, este un parfum dulce, ambrat, balsamic. Este foarte frumos și mi-a amintit de ceva pentru că mi se părea cunoscut izul ăsta, tuberoza asta care este în el. Mi-a amintit de Frank Boclet Coquet. Acolo am mai simțit o tuberoză de genul acesta și să știți că este un parfum care are un preț ok și este foarte puternic, persistă foarte bine. Avem aici ghimbir, piper roz, mandarină, tuberoză, balsam de peru, coacăze negre, ambră, patchouli și vetiver. Da, mie mi se pare un parfum cu personalitate, un parfum puternic, un parfum care iese în evidență și îmi place mult în perioada rece, desigur, pentru că eu l-am luat când încă era cald afară și nu mi s-a părut deloc potrivit de purtat. Mi se pare foarte potrivit toamna și iarna. Este o frumusețe. Îmi pare foarte rău că am luat sticla asta mică, dar na, îl mai găsesc dacă este cazul să-l recumpăr. O altă frumusețe, un alt parfum pe care eu îl ador este acest Label de la Jean Paul Gaultier. Mă tentează și Label Le Parfum acum. Anul trecut am cumpărat acest parfum și între Label și Label Le Parfum am ales clar Label, însă acum mă tentează și acela. Acesta mie mi se pare că este mult mai versatil, mult mai purtabil. Acel Label Le Parfum mi se pare mai siropos, dar îmi place și acela, îmi place foarte mult izul pe care îl are. Avem aici pară și bergamotă, este un parfum fructat, este un parfum vanilat, are și o piele și pielea asta îi dă cumva profunzime parfumului. În bază avem vanilie, vetiver, ambră și mosc. E o superbitate de parfum și cumva mie îmi miroase și a vată de zahăr. Are niște nuanțe de vată de zahăr pe acolo și mereu m-a atras chestia asta, că miroase cumva fructe, roșii, deci pe lângă toate notele pe care le are, pe lângă vanilie, pe lângă piele, pe lângă notele florale și toate astea, eu simt ceva fructat roșu, așa cum este culoarea asta și mă duce cu gândul la vată de zahăr. Îmi place la nebunie și acest parfum. Parfum pe care l-am purtat este acest La Fenice de la Merchant of Venice, nu stă.
Despre el, încă nu sunt lămurită cu proiecția și cu persistența, încă nu mi-am dat seama dacă proiectează bine, cât proiectează și cât persistă, pentru că l-am purtat așa fugitiv sau când am avut treabă și nu am fost atentă. Cert este că este un parfum foarte frumos, este un parfum feminin, este un parfum vanilat, dar este un parfum pudrat, cumva este o combinație de flori pudrate și vanilie. Deci dacă avem aici o vanilie nuanțată cu lavandă, cu cacao, zaharicioasă cumva, și aici avem ceva mai elegant. Avem niște flori pudrate și vanilie, dar este și el un parfum foarte frumos. O să mai povestim despre el, să vorbim și despre proiecție și persistență. Un alt parfum pe care l-am purtat este Cuir de Nuit de la Yves Rocher. Să știți că este parfumul meu preferat de la Yves Rocher. Îmi place extraordinar de mult. Este o combinație de cafea, vanilie, cacao, chiar se simte izul acela de cacao, este un cald condimentat, cozy, și este perfect pentru toamnă. Eu doar toamnă îl port, dar îl port cu mare plăcere și e genul ăla de parfum de purtat seara când stai într-o pătură pufoasă și te uiți la un film pe Netflix. Deci pentru asta este parfumul acesta, este perfect și este atât de aromat și de plăcut și de cald. Îmi place mult de tot, cu siguranță o să-l port în continuare. Am purtat și Ubaya Velvet Night, acest parfum, din nou, un parfum sexy așa și dulce și seducător. Îmi place parfumul acesta, dar am descoperit ceva la el și o să vă spun imediat. Avem așa, bergamot, rubarbă și ananas. Chiar are un iz fructat în deschidere, dar eu nu am putut să zic că este un ananas. Se simte fructat. În mijloc avem iasomie, iris și scorțișoară și în bază avem vetiver, vanilie și ocmos. Ei bine, pe lângă izul acesta arăbesc, pe lângă această scorțișoară foarte plăcută, este un parfum cald, este un parfum clar de vreme rece pentru că este și puternic și dulce, are ceva din Love Don't Be Shy. Are un iz de Love Don't Be Shy, însă nu știu dacă au vrut să facă un parfum inspirat de Love Don't Be Shy, dar are ceva acolo. Asta vă spun după ce am testat și clonele de Love Don't Be Shy, pentru că nu am testat originalul. Și are ceva acolo, dar vă spun sincer că eu nu am putut să port clona de Love Don't Be Shy. Am o problemă cu acest parfum și nu știu de ce, cu izul acela, vorbesc de rog acum, cred că o să îl ofer într-un video viitor unei persoane, pentru că nu o să-l port și nici nu o să-l țin, așa că cu siguranță sunt persoane care se bucură de acel parfum. Știu că a fost o clonă reușită și iubită din ce am văzut pe internet, însă eu am o problemă cu izul de Love Don't Be Shy. Am avut și parfumul de la Zara, pe care și el a plecat din colecția mea, către o altă persoană care vreau să îl testeze, dar majoritatea îl iubește pe Love Don't Be Shy, clona de la Zara și clona de la Rogue Perfume, de pe Dubai Collection. Eu una nu pot cu el, nu știu, are un iz care nu este pentru mine. Un iz care este și aici, doar că aici este acoperit de fructe dulci, este acoperit de vanilie, deci nu este un parfum inspirat din Love Don't Be Shy, ci are un iz de Love Don't Be Shy, așa cum are și cealaltă clonă de la Rogue, pentru că și acolo am descoperit izul acesta, am eu o problemă cu el, îl detectez imediat. Este el cel mai bine finisat parfum, cumva mi se pare că îi lipsește acea finețe, însă tot îmi place. Este un parfum puternic și numai bun pentru perioada rece, deci îmi place Ubaya Velvet Night, de aceea este și în colecția mea. Știți că eu l-am
cumpărat după ce l-am testat, deci da. Și aceasta este noutatea din colecția mea. Este un parfum care îmi place foarte, foarte mult. Aseamănă cu La Vie Belle. Acesta este La Vie Belle L'Eau de Parfum Intense. Dar, acesta are alune și frișcă. Mi se pare cel mai frumos flanker al lui La Vie Belle. Cel mai frumos. Pe care l-au și scos de pe piață, pentru că de ce ai scoate un parfum, un flanker, de ce l-ai scoate de pe piață? Când are personalitate, când este delicios, când are ceva diferit și lansezi pe piață La Vie Belle Intense, de exemplu, care seamănă cu originalul, care nu are neapărat ceva al lui, nu înțeleg. Bine, acum le-au făcut pe acestea noi, l-au făcut pe acelea cu iris, care este foarte frumos, dar nu este chiar în zona asta de gurmand ca și acesta, delicios, nu este chiar așa. Acolo avem și iris, un iris cremos, dar aici avem alune și frișcă. Nu pot să înțeleg de ce l-au scos de pe piață, pentru că mie mi se pare cel mai frumos flanker al lor, al La Vie Belle. Ok, avem ca și, este lansat în 2015, cred că am zis 2012, am greșit. Este floral, fructat, gurmand și ca și note avem pară, piper roz, bine, sunt o grămadă de note, flori, iris, de toate, dar în bază avem frișcă și alune. Și chiar are izul acela nati pe care eu îl caut în parfumuri și este superb, superbisim. Asta este, din păcate. Acum, haideți să povestim puțin și despre parfumurile lansate. Vă spun așa în mare, pentru că nu am avut cum să le miros și să le și analizez foarte bine. Mă enervează tare cu blotărele, cu astea. Vă zic așa, ce am analizat mai bine, de exemplu, Devotion de la Dolce & Gabbana, noul parfum cu sticluța aceea frumoasă și aceea de 30 de ml, e superbisimă, superbisimă este. Ce am descoperit eu că seamănă foarte mult cu Lemon Tart de la Theodoros Kalotinis, un parfum pe care eu îl am, nu seamănă chiar atât de bine să fie unul la unul. Mi se pare că Dolce & Gabbana este mai finuț așa, mai finisat, mai feminin un pic, dar e clar o prăjiturică acolo. Seamănă și cu tarta de lămâie, dar se duce și în zona panetone, parcă se duce în zona asta de prăjitură cu lămâie confiată cumva. Se duce și în zona lui Lyra, e un pic, îl simt un pic în bază dulce, cumva un pic afumat, parcă m-a dus cu gândul și la Star de la Maubusson în bază. Eu acum vorbesc despre bazele lor. E dulce, e frumos, pentru mine nu este nimic nou, chiar seamănă destul de bine cu Lemon Tart încât mi l-aș cumpăra la un moment dat pentru sticluță, și pentru că este mai bine finisat, mi se pare, mai bine amestecat acolo. Mi se pare că cel de la Theodoros Kalotinis are mai mult unt și nu, îmi place mai mult Devotion. Acum pe piele a stat undeva la 4 ore, nu știu ce să zic. Nici cel de la Theodoros Kalotinis nu este bombă la capitolul persistență. Și mi s-a părut că cel de la Theodoros Kalotinis se duce mai mult în zona de vară, deși e 100% gurman, poți să-l porți oricând. Pe când pe Devotion l-am văzut așa, mai prăjituros pentru vreme rece, dacă pot să spun așa. Cam astea sunt părerile mele despre Devotion. Îmi place, dar nu e nimic nou. În același timp, seamănă destul de bine, dar este și mai finuț așa. Nu știu. Cert este că nu a fost un parfum despre care să zic îl vreau acum. Testa și noul parfum de la Yves Saint Laurent. Este vorba despre Libre L'Absolu Platin, care are o sticlă absolut
superbă. Și pot să zic că nu cred că va ajunge în colecția mea. Preferatele mele rămân tot așa Libre Intens și Libre Le Parfum. Acesta, eu am un parfum de pe Dubai Collection care seamănă foarte bine cu originalul Libre și acesta seamănă foarte bine cu el. O să vă pun pe ecran parfumul să vedeți care seamănă cu acest Libre, așa că n-aș avea de ce să-l cumpăr pe acesta, mai ales că simt foarte multă lavandă în el. Deci nu mi se pare că este din nou ceva diferit care să mă facă să îl vreau în colecție. Am testat și noul La Vie Belle, extractul de parfum, acela cu ud, și să știți că are o deschidere destul de serioasă, destul de puternică. Nu pot să zic că este chiar pe placul meu. Îmi place cum se dezvoltă, îmi place baza, se îndulcește. Oricum trebuie să-l mai analizez puțin pentru că vreau să-l testez doar pe el pe piele. Nu prea i-am înțeles dezvoltarea pe blotter și la un moment dat am mirosit toate blotterele și mi se părea că e ceva acolo foarte frumos, nu știu dacă a fost acesta. Cred că îmi place mai mult La Vie Belle Iris Absolu dintre noutățile astea de la La Vie Belle, de la Lancôme. Îmi place mai mult Iris Absolu decât extractul, dar din nou vă spun, trebuie să mai testez și să văd ce și cum. Și parcă am mai testat ceva. Da, am mai testat și Gucci Guilty Elixir de Parfum Pur Femme, care se găsește doar la 60 de ml și are un preț foarte mare în momentul acesta. Notino mi se pare deja super exagerat, adică 836 de lei de 60 de ml. Asta e chiar bătaie de joc, sincer. Pe Military Shop l-am văzut la 600 și tot mi se pare mult, adică totuși. Ca și note avem așa ulei de bergamotă, chiparos și violetă, wisteria, trandafir, osmantus, vanilie, tonka, patchouli, floral gourmand, să știți că este și parcă l-am simțit și fructat. Cumva, este un parfum foarte frumos, foarte frumos. Trebuie să-l mai miros și să-l mai analizez, dar mi-a plăcut ce am simțit. Prețul este prea mare totuși. Nu. Da, cam asta este tot ce am reușit să testez și o să vin în curând și cu un haul, de fapt cu mai multe hauluri. Am făcut și niște schimburi parfumate și pe acesta l-am luat la un schimb. Nu am mai așteptat să-l pun într-un haul sau ceva, că a fost prea delicios să nu-l port și prea potrivit pentru zona în care am fost. Ei bine, acestea sunt parfumurile pe care le-am testat, pe care le-am purtat. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Deja începem să trecem la greutățile din colecția mea, pentru că știți că îmi plac parfumurile intoxicante. Da, îmi plac de nu mai pot. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți și cu prietenii voștri, să știți că am un concurs pe Instagram, vă invit acolo să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o încă. Am uitat să pun link-ul, dar de data asta o să-l pun în descriere și puteți să vă duceți, este un concurs împreună cu cei de la parfumat.ro. Două parfumuri pe care îi le oferă și care vor pleca către doi câștigători. V-am pupat, ne vedem în curând. Pa, pa!